Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi ne vom certa cu căpușele și cu țânțarii, acele insecte care ne pot face destul de rău și ne pot transmite niște boli foarte grave. După cum ați văzut probabil în clipurile mele mai vechi, eu îmi petrec foarte mult timp în natură, în pădure și chiar am nevoie de această soluție. Bineînțeles că mă interesează o soluție bio prin care nu-mi pun sănătatea mea în pericol. Și dumneavoastră ați cerut acest lucru, cum anume să vă puteți proteja împotriva acestor insecte. Și am decis să fac două videoclipuri. Cel de azi este despre o soluție bio prin care ne putem proteja noi, cât și animalele noastre de companie împotriva acestor insecte. Și voi mai face un alt videoclip în care vă voi arăta o capcană eficientă prin care puteți să le combateți, să-i prindeți efectiv și pe care o puteți amplasa în curțile dumneavoastră, în casele dumneavoastră și este destul de eficientă. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba. Avem nevoie de 3 ingrediente simple, le sunt la îndemâna oricui, oricine le poate procura și sunt destul de ieftine. Dar înainte să spunem câteva vorbe despre acești țânțari, cum ne depistează ei pe noi. Ei, în principiu, primul factor prin care acești țânțari sunt atrași este monoxidul de carbon. Ei depistează foarte ușor monoxidul de carbon, iar noi eliminăm prin respirație monoxid de carbon și respectiv ei ne vor simți prezența și vor veni să ne atace. Bineînțeles că organismul nostru prin sudoare mai elimină o anumită amprentă și ei sunt atrași de aceste amprente ale noastre. Aceste substanțe efectiv maschează această amprentă, în primul și în primul rând, pentru că sunt foarte puternice, miros foarte puternic. Dar totodată, aceste două substanțe sunt niște insecticide naturale și le dăunează insectelor. Și automat, niciun insectă nu se va apropia de un lucru care îi dăunează. Și cel mai simplu și cele mai puternice plante sunt lavanda, aici am un ulei esențial de lavandă, 10 ml, și mai folosesc eucaliptul, la fel un ulei esențial de eucalipt, care și acesta la rândul lui este un insecticid natural și ține insectele la distanță. Bineînțeles, folosesc apă oxigenată, dumneavoastră dacă nu aveți așa ceva, puteți folosi apă normală de la robinet și nu ne rămâne decât să amestecăm aceste 3 substanțe. Vă voi da rețeta pentru 200 de ml de substanță. 200 de ml de apă oxigenată, 10 ml ulei esențial de eucalipt, 10 ml ulei esențial de lavandă. Când veți face această substanță, o să observați un miros foarte puternic. Beneficiul ei, bineînțeles, este că face foarte bine și tenului. Este o soluție 100% naturală. Acum nu ne rămâne decât să amestecăm aceste substanțe. Folosiți o sticlă de o jumătate de litru, spre exemplu. Furnați apa oxigenată. În această sticlă. Și bineînțeles, aceste uleiuri esențiale. Amestecați foarte bine. Nu vă faceți grijă că nu se vor omogeniza substanțele, se omogenizează destul de bine. Și după aceea folosiți un pulverizator, puteți folosi și un pulverizator de geamuri, de exemplu. Eu am un recipient mai mic. Îl umplu cu această substanță. Și acesta este rezultatul. După cum vedeți, dumneavoastră puteți da pe pielea dumneavoastră, face bine tenului, așa cum v-am spus, și astfel veți ține aceste insecte la distanță. Puteți să dați cu această substanță și pe blana animalelor dumneavoastră de companie, categoric nu le va face rău.
Să spunem, prin absurd, deși nu sunt două substanțe alergenice care să vă facă rău, puteți să încercați prin pulverizarea unei cantități mai mici, undeva unde aveți pielea mai sensibilă, dați de 2-3 ori așa și lăsați undeva la 30 de minute. Dacă nu veți observa înroșirea accentuată a pielii sau vreo urmă, înseamnă că nu sunteți alergici la această substanță. Eu am fost sceptic când am aflat această rețetă, este de la un bun prieten de-al meu, dar am renunțat total la acele substanțe toxice, cum este, sunt diferitele produse din farmacie, care au cel puțin 30-35 de substanțe toxice, nocive, pe care noi le aplicam pe tenul dumneavoastră, pe pielea noastră efectiv, și gândiți-vă că noi prin piele absorbim toate substanțele în organism. Așa că această substanță este 100% bio, folosiți-o cu încredere, sunt sigur că nu veți fi dezamăgiți. Acestea fiind spuse, sper să vă fie de folos, să ne revedem cu bine la următorul videoclip și vă doresc o zi minunată!